Lansat inițial în 2008, Jaguar XF a primit un facelift consistent pentru 2012. Este vorba atât de modificări estetice cât și tehnologice. Așadar, după un S-Type cu design îndrăzneț, dar fără prea mare succes pe piață, Jaguar s-a reinventat cu adevărat odată cu lansarea lui XF. Acum, cu acest facelift, XF a devenit o propunere și mai interesantă. Restilizarea a adus lui Jaguar XF faruri complet noi. Sunt mai mici și inspirate din cele ale vârfului de gamă, Jaguar XJ. Și stopurile sunt noi, cu benzi de LED-uri ce generează o semnătură luminoasă deosebită noaptea. Specială este și luminarea habitaclului, cu lumină albastră turcoaz. Dă o notă de noblețe în acest interior bej. Combinația de materiale e variată și dă foarte bine. Piele, aluminiu și lemn furniruit. Interiorul lui XF este tipic pentru o mașină britanică, atât prin design cât și prin combinația de materiale și finisaje. Cine ar da atenție gurilor de ventilație? Jaguar, desigur. Aceste banale locuri prin care iese aer cald sau rece sunt adesea neglijate de ingineri și designeri. Au mai degrabă un rol funcțional, dar în XF fac spectacol. Atunci când climatizarea este pornită, ele se deschid prin rotire, iar când oprești motorul și părăsești mașina, revin în poziția de repaus. Frumos, nu-i așa? La facelift, sistemul multimedia cu hard disk a căpătat un ecran cu rezoluție un pic mai bună și noi funcții. Conectivitatea cu telefonul mobil funcționează foarte bine și, pentru că ecranul este sensibil la atingere, e relativ ușor să accesezi comenzile mașinii. Din păcate, procesorul e cam lent și are un decalaj de circa o secundă între momentul în care apeși și momentul în care se întâmplă ceva. E valabil și pentru computerul de bord, cu afișaj amplasat între indicatoarele pentru viteză și turație. Un alt minus al lui XF este că motorașul electric de reglaj al volanului funcționează gălăgios și scoate sunete suspecte. Păcăne. Dar cine știe, poate o fi așa doar la mașina testată. La capitolul tehnologii de vârf se mai remarcă sistemul de frânare automată în caz de impact iminent, la viteze mici, cruise controlul adaptiv, jaluzeaua electrică pentru lunetă și sistemul de monitorizare a unghiurilor moarte. Jaguar XF facelift a primit și un nou motor, turbodiesel de 2,2 litri. Are o turbină și dezvoltă 190 de cai putere. Cuplul maxim este de 450 Nm. Înainte să pornești motorul, butonul de start pulsează, iar după ce l-apeși se ridică butonul rotund rotativ de control al transmisiei. Cutia de viteze este automată cu 8 trepte și funcționează fără cusur. Este deopotrivă rapidă și foarte eficientă. Astfel echipat, XF atinge suta în 8,5 secunde. E o mașină agilă, cu un sistem de direcție direct și foarte plăcut. Deși o mașină mare, se conduce foarte ușor și agilitatea sa remarcabilă te trimite cu gândul la felinele sălbatice. Deci nu degeaba XF poartă sigla Jaguar. Merită observat și faptul că mașina are o gardă la sol relativ mare în comparație cu alte limuzine din segmentul E. Cu plusuri și minusuri, ca orice mașină, Jaguar XF este fără îndoială o alternativă foarte bună la clasicele seria 5, A6 sau clasa E. XF e o berlină bine făcută, cu adevărat originală și se bucură de o imagine mai curată decât mașinile germane. Jaguar XF pornește de la sub 45.000 de euro cu TVA, iar o variantă identică cu cea din test are un preț de 68.600 euro.